Salutare prieteni, prima oară la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi vă prezint un program pentru Android cu ajutorul căruia putem scana telefonul în cazul în care vrem să descoperim dacă acesta este vulnerabil. În săptămânile trecute s-a detectat o vulnerabilitate pe Android, aceasta având un nivel critic de securitate, iar experți în securitate au denumit-o Stage Fright. Această vulnerabilitate permite atacatorului sau celui care a inventat sau, mă rog, celui ce a descoperit această vulnerabilitate să acceseze telefonul nostru prin simpla trimiterea unui mesaj video MMS ce are un cod periculos inclus în acesta. Din fericire, Google a lansat recent un patch pentru această vulnerabilitate și majoritatea producătorilor de telefoane, inclusiv și tablete, au lansat acel patch pentru utilizatori ce au fost atinși de această. Însă, există un proces de durată din momentul în care Google oferă patch-ul și un moment în care acel patch este receptat de către utilizatori. Asta înseamnă că în momentul de față, în piață există un import de dispozitive vulnerabile, ce ori n-au luat acel patch, ori încă patch-ul n-a ajuns la ei. Iar pentru a vedea dacă sunt vulnerabili sau nu, vă recomand să, o să deschidem de fapt Google Play-ul și o să intrăm, o să deschideți Magazine Play sau Google Play, depinde ce aveți. Și acum va trebui să căutăm următoarea aplicație numită Stage Fright Detector App. Dați click pe primul rezultat și în momentul de față cam asta ar fi aplicația despre care vreau să vă vorbesc. Pentru a vedea dacă sunteți vulnerabil, o instalați, o rulați și în momentul în care ați deschis-o, veți da click pe să înceapă să analizeze telefon. În momentul de față, el o să ruleze ceva teste și dacă, repet, dacă telefonul este vulnerabil, va trebui să dați click pe acel link, să-i contactați. Dacă nu este vulnerabil, o să primiți următorul mesaj și anume felicitări, acest dispozitiv nu este vulnerabil pentru Stage Fright. Dacă e vulnerabil, din nou va trebui să intrați pe acel link, pe acesta, la Contact Us, și va trebui să urmați pașii pentru a remedia situația. Bineînțeles că pentru anumite telefoane, precum HTC sau nu mai știu, telefoanele astea cu sistem nou pentru Android, nu, această vulnerabilitate este mică, deoarece e remediată în momentul în care s-a lansat nou patch, noile actualizări pentru sistemul de operare Android. Însă, pentru a rezolva, a nu vă confrunta cu această vulnerabilitate, de obicei totul pornește de la aplicația Google Hangouts. Vă sugerez, ori fie, faceți update-ul pentru Android, fie descărcați, dezactivați descărcarea automată pentru MMS-uri din setările telefonului la secțiunea SMS. Bineînțeles, cum v-am spus, și reveniți la aplicația Google Hangouts, de asemenea aici va trebui să dezactivați opțiunea aflată Auto-Fetching MMS și totul ar trebui să fie ok. Bun, cam asta ar fi tutorialul, sper că v-am ajutat. Dacă aveți întrebări, vreau să lăsați în rubrica de comentarii acestui tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!